Am intervenit la fața locului cu auto specială pentru descarcerare, două ambulanțe SMURS, dintre care una de terapie intensivă mobilă, dar și două auto speciale de stingere, împreună cu două echipaje ale serviciului de ambulanță județean Suceava. Am identificat 6 victime, una care provenea din autocisternă, aceasta era conștientă și cooperantă și a fost transportată la spital pentru investigații suplimentare. Din nefericire, în autoturism erau 5 persoane, toate încarcerate și toate în stare de inconștiență. 4 dintre ele aveau leziuni incompatibile cu viața, iar pentru una s-a efectuat manevre de resuscitare, din păcate fără rezultat. Scene de groază în această dimineață, pe un drum din Suceava. 5 persoane, printre care 2 copii, și-au găsit sfârșitul în urma unui accident de circulație înfiorător. Din primele informații, mașina în care se aflau s-a ciocnit cu o autocisternă, pe drumul european 85, în zona localității Cumpărătura. O familie cu 2 copii din Bolovăț sunt victimele cumplitului accident. Este vorba de soții Costel și Ancuța Lăzăreanu și cei 2 copii minori ai acestora. Cei 4 veneau din concediu, de pe litoral. Pe drumul de întoarcere spre casă, autoturismul marca Volkswagen Touran cu care circulau s-a defectat. Familia Lăzăreanu a apelat la un bărbat din județul Buzău pentru a-i aduce spre casă. Cei 4 membri ai familiei au urcat în mașina de teren a bărbatului la care au apelat pentru ajutor, iar mașina defectă a fost urcată pe platformă. Drumul spre casă le-a fost oprit brusc la Cumpărătura, după ce un tir înmatriculat în Ucraina a suferit o explozie la un pneu. Mastodontul s-a răsturnat și a lovit în plin mașina de teren care tracta platforma. Familia din Bolovăț și bărbatul din Buzău nu au avut efectiv nicio șansă și au murit striviți de greutatea autocisternei. Ancuța Lăzăreanu lucra la o farmacie veterinară din Bolovăț, iar soțul ei la stația radio din Rădăuți. Toate cele 5 corpuri neînsăflețite au fost preluate de echipajele de la pompe funebre și urmează să se facă autopsia pentru a se stabili cauza exactă a decesului. Polițiștii au deschis o anchetă și încearcă să afle toate amănuntele legate de această tragedie. La locul accidentului au intervenit pompierii militari cu o autospecială pentru descarcerare și două autospeciale de stingere și două ambulanțe SMURT, cu sprijinul a două echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean.